Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea Deale Buzoianului. Invitat în studioul Campus TV este în această seară domnul consilier local Silviu Roșioru. Domnule Roșioru, bună seara, bine ați venit. Bună seara și bine v-am găsit. Vorbim despre ce se mai întâmplă în primărie, în Consiliul Local Municipal și despre noutățile care apar de pe o zi pe alta. Știu că de nenumărate ori ați fost împotriva acelui proiect pe care până la urmă l-au votat în majoritate consilierii locali, care se referea la susținerea unor probe sportive de către polițiștii locali. Era acolo un punct care spunea că dacă polițiștii locali nu reușesc să treacă de câteva ore acele probe, vor rămâne fără locul de muncă. Foarte discutat acel proiect, care s-a dovedit a fi ineficient pentru că nu poate fi respectat, iar vineri în ședința de Consiliu Local va fi votată revocarea acelui proiect, nu? Da. Acelei hotărâri de Consiliu până la urmă. Da, acea hotărâre nu a primit aviz de legalitate din partea prefecturii, era și normal. Tocmai de aia am tras atunci un semnal de alarmă în ședința de Consiliu Local și i-am rugat și pe colegi să nu voteze acest proiect pentru că nu era normal să se facă acest lucru. Polițiștii locali au dat la angajare probe sportive. Cei care le-au luat au rămas în continuare, adică au fost angajați. Nu văd de ce, an de an, să dea probe sportive, pentru că nu este normal. Și într-o altă ordine de idei, era și diferența aceea că cei care erau polițiști funcționari publici nu dădeau probe și ceilalți să dea probe. Deci intervenea deja și o discriminare între angajați. Cred că e foarte bine că se revocă această hotărâre. Era, din punctul meu de vedere, ilegală. De atunci am semnalat acest lucru și iată că am avut dreptate. Nu mă bucură lucrul ăsta, dar trebuie să fim foarte atenți ce votăm și ce propunem pentru Consiliul Local. Ați votat împotriva atunci și a fost și o discuție îndelungată referitoare la inițiatorul acelui proiect, domnul Constantin Ionescu. A fost modificat proiectul de către secretarul primăriei și de către domnul primar, am înțeles, pentru a avea o formă legală. Iată că nu s-a putut respecta nici în această formă. Da, nu, v-am spus, nu a primit aviz de legalitate și mai era încă un aspect. De fapt, substractul acestei hotărâri era de a elimina din angajații poliției locale, știu eu, personal cât mai mult. Pentru că, să fim corecți, o parte din ei, datorită unor probleme, poate medicale, datorită trecerii vârstei, adică anilor peste acești lucrători, poate nu mai puteau totuși să facă față. Dar cred eu că cei care n-au aptitudini sportive pot să facă alte activități în cadrul poliției locale. Un alt proiect care se apropie de finalul dezbaterii publice este cel referitor la interzicerea accesului autoturismelor în Parcul Crâng, un proiect față de care v-ați opus și de această dată ați votat împotrivă. Da, eu nu m-am opus. Aș dori să fie interzis accesul auto în Parcul Crâng, dar nu în forma aceasta care este propusă. Am cerut și în dezbaterea publică și atunci o amânare a acestui proiect. Și vreau să lămuresc buzoienii, telespectatorii dumneavoastră, că lucrurile astea nu se pot face pe repede înainte, aceste proiecte pe genunchi, pentru că pentru a interzice accesul în Parcul Crâng creează anumite probleme. Vorbim aici de cele două alei care ele au fost făcute pentru accesul limitat în Parcul Crâng până la parcările din fața unităților de alimentație publică. Noi vorbim aici parcarea amenajată la Conacul Trandafirilor. De fapt, pentru
ce aș vrea, aș dori să fie amenajată această parcare? Ca oamenii care au probleme, care știu eu, au probleme medicale, vorbim aici de cei care au suferit un accident vascular, un preinfart, vorbim aici de persoanele care cu dezabilități. O să continuăm imediat. Să le fie mai ușor să ajungă în Parcul Crâng. Asta sigur e ideea. Da, dar așteaptă cineva mai de mult la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, doamna Magda, bună seara, domnul consilier. Bună seara. Referitor la proiectul ăsta, care am înțeles că va fi votat pe 28, din câte am citit, se va da un număr de permise gratuite, de acces liber pentru un număr de, nu știu, 20 de mașini. Inițial erau 10 mașini, sau 10, da. Taxiuri, da. Da, 10. Deci, o sugestie, aceste permise să fie personalizate. Adică să se scrie clar numărul mașinii care are acces acolo, pentru că știm noi cum se poate... Să nu fie transmisibil, nu? Bineînțeles, da. Sigur că da. Foarte bună ideea și aveți perfectă dreptate. Și... Numărul 2. Având în vedere că este o rezervație. Deci Crângul este o rezervație. De când, de acum câteva sute de ani, când a fost declarată ocină domnească. Deci, având în vedere că cine are nevoie să intre aici, vrea să intre cu mașina, nu este decât, dar se plătească. Și nu 5 lei ca la piață. Deci să câștige și primăria ceva. Măcar polițiștii locali sau care, cei care vor... asigura restricția accesului, să poate fi plătiți măcar parțial din încasările pe aceste permise. Da, da. Interesant. Așa, numărul 2, referitor la, sau 3, referitor la acces. Vedeți că lângă uzina de apă este o parcare privată, deci la 5 metri de malul Eleșteului sunt mașinile parcate ale angajaților de la compania de apă și numai a lor. Mai vin seara și tineri, am văzut acolo și își beau cafea. Bineînțeles, sigur că da. Deci părerea mea este, compania de apă are loc suficient în curtea proprie ca să parcheze 5, 6, 10 mașini. Acel spațiu să fie redat Crângului, să fie reamenajat ca spațiu verde. Este păcat. Da. Deci a fost balastat locul, arată ca dracu. Deci, și numărul 4, după ce se va... restricționa accesul, rugămintea mare, deci pe toate aleile de acces, inclusiv cea spre Conacul Trandafirilor, deci s-a parcat într-o veselie pe marginea unde a fost spațiul verde, la ora actuală e pământ bătătorit. Deci urbisul, dacă poate, să refacă spațiul verde, vegetația care a fost acolo. Este normal, da. Vă mulțumim și noi pentru intervenție și pentru sugestii. Da. O seară bună. Și eu îi mulțumesc. Foarte interesant această propunere, să fie numărul de înmatriculare prezent pe acel permis. Pentru că altfel toată ziua s-ar putea plimba de la o mașină la alta. Doamna Magda, ca să putem face proiectul ăsta, știu eu, să fie viabil și folositor al acestui... acestui oraș și al cetățenilor, trebuie să ținem cont de anumite lucruri. Tocmai de aia am cerut să amânăm cel puțin 6 luni, dacă eu am cerut un an, cel puțin 6 luni. Pentru motivele au fost clare. Crearea de locuri de parcare în jurul Parcului Crâng. Vorbim aici și la unitățile militare și zona aceasta de la Kaufland și în fața Parcului Crâng, pentru că în fața Parcului Crâng sunt locuri de parcare, dar nu sunt destinate celor care fac promenadă în parc. Sunt ale locatarilor și tot timpul au existat discuții și reclamații pe aceste locuri de parcare. Noi, ca să putem să le creăm acestor oameni care vor să parcheze și să vină să facă promenadă în Crâng, nu avem deocamdată posibilitate și infrastructură pentru acest lucru. Mai avem încă o problemă. De curând și domnul primar a spus că în Parcul Crâng, la Obelisc, sediul societății Urbis, acolo s-au alocat 1,2 hectare pentru crearea, pentru construcția unei
pentru a face bancă de gene și a unei facultăți de horticultură. Ceea ce și aici avem o mare problemă. Gândiți-vă că acolo trebuie să facă un puz. Trebuie să dăm voie să construim în mijlocul crângului. Cred eu că sunt spații și terenuri suficiente pentru a face acest lucru. Și nu un crâng, spuneți. Și nu un crâng. Și gândiți-vă, dacă ar începe acolo construcția, cam câte mașini și ce afluență mașini și utilaje va fi acolo. E adevărat. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Domnul Roșioru, vă rog frumos să ne ajutați și pe noi într-o problemă. Da. Lucrăm la Urbis și nu avem acele vouchere de vacanță. Păcă la Transbus sunt vouchere de vacanță. Aceeași chestie, sunt subvenționați de la primărie ca și noi. Aduc și ei venit la primărie, aducem și noi. Foarte frumos, vă mulțumesc de vacanță, asta. Da. Noi nu primim. V-aș ruga frumos, dacă puteți să faceți ceva și pentru noi. Și noi lucrăm ca și ei. E normal, trebuie să facem lucrul ăsta pentru că sunteți angajați și unii și ceilalți și este dreptul dumneavoastră să aveți voucher de vacanță. Nu știu de ce nu s-a făcut acest lucru, o să iau legătura cu domnul director, cu domnul Silviu Nicoară, să văd care au fost probleme și de ce până acum nu s-a luat această măsură. Vă mulțumim pentru intervenție. Și mulțumesc și eu. Vouchere de vacanță care ar fi trebuit acordate măcar înainte de sezonul estival. Bineînțeles. Oamenii ar fi bucuroși probabil să le primească și acum. Nu văd care este diferența între Transbus, care este societatea primăriei, și Urbis, care este tot societatea primăriei. De ce să facem discriminarea asta? Și nu este prima dată când ne lovim de astfel de situații. Cred eu că trebuie să înțelegem că administrația este făcută cu oameni și pentru oameni. Nu putem face diferențe și, știu eu, discriminări de genul ăsta. Referitor, revenim un pic la accesul auto în parcul Crâng. Spuneați că ați fost prezent și la o dezbatere publică, da? Da, am fost unde a fost prezent și domnul viceprimar Ionuț Apostol, domnul secretar Eduard Pistol, domnul Teodorescu, șeful poliției locale, și din partea societății civice a fost președintele USR și domnul Silvestru și cei care au acolo afaceri în Parcul Crâng. S-au dezbătut probleme pro și contra, s-au luat în analiză câteva amendamente propuse și de mine și de cei care au unitățile de alimentație publică. Cred eu că dacă s-ar amâna acest proiect de hotărâre, am rezolvat și această problemă ca să le aducem la cunoștință a celor care au unitățile de alimentație publică, să, ca într-o jumătate de an sau un an să-și rezolve problema, mă refer aici a închiderii eventual a activității, dacă nu se mai poate face și dacă datorită limitării accesului în Parcul Crâng li se va diminua activitatea comercială. Deocamdată propunerea mea a fost să montăm bariere la capătul acestor alei unde intrarea să se facă pe cartele magnetice contra cost și atunci cu echipa poliției locale să putem păstra ordinea și liniștea cetățenilor în Parcul Crâng. V-am spus că acolo este un acces limitat și pe urmă să luăm măsura într-un an de zile să interzicem total acest acces. Propunere care însă n-a fost probabil acceptată pentru că proiectul va intra în vot vineri, va intra, în ședință, dar în forma propusă inițial, spunea domnul primar aseară că a mai fost revizuit un pic termenul acela, programul pentru aprovizionare va fi până la ora 10. Da, între orele 8 și 10. Normal, propunerea a fost între 6 și 9 și foarte bine au pus problema că între la ora 6 unitățile, știu eu, de desfacerea produselor nu sunt deschise decât după ora 8 și atunci între 8 și 10 să poată face această aprovizionare către cei care au acolo activități.
Am aflat că de la 1 octombrie, când ar trebui să intre în vigoare această hotărâre, dacă va fi votată de majoritate, vor fi desființate și toate acele puncte de vânzare din jurul obeliscului. De la 1 ianuarie. Până atunci știu că au un contract făcut tot de primărie și eu mai spun încă ceva. Toate unitățile de acolo de alimentație publică, ele funcționează pe o autorizație eliberată tot de primărie, adică ei nu sunt acolo de capul lor. Toate lucrurile astea au fost cu acceptul primăriei și este normal ca odată și odată să reglementăm această situație, dar așa cum ei au plătit taxe și impozite și au și angajați, nu putem să-i distrugem dintr-o dată. Trebuie să o luăm treptat, așa cum este normal. Un telespectator spune: mulțumim domnului consilier Roșioru pentru toată activitatea depusă pentru toți cetățenii municipiului Buzău, un buzoian pentru buzoieni, cinste dânsului și postului dumneavoastră. Vă mulțumim și noi pentru aprecieri. Altcineva vă întreabă, strada Constituției a devenit șoseaua Nordului. Da, eu am semnalat acest lucru, am spus cât se poate de repede să se reglementeze și traficul și să terminăm odată cu asfaltarea acestei străzi. Promisiunile sunt că se va face lucrări cât mai repede acolo. Am văzut că deja trotuarul a fost, știți că au avut lucrări, o societate a avut lucrări și a reparat acel trotuar după ce am semnalat toate neregulile și toate nemulțumirile cetățenilor după strada Constituțiile. Sperăm că în scurt timp domnul director de la Urbis o să țină cont de propunerea mea de a urgenta asfaltarea acestei străzi. Altcineva întreabă când se va deschide patinoarul de pe platou. Se grăbește un pic, dar cred că în luna decembrie, nu? Atunci ar trebui să fie, dacă va mai fi, știi, normal, ceva? Eu știu că avem un patinoar acolo în zona Kaufland, din bariera Ploiești. Cred eu că e suficient un patinoar. Dacă o fi să mai fie și pe platou, de această problemă nu știu, dar de la 1 decembrie știu că va fi montat, dacă ar fi să fie, odată cu începerea sărbătorilor. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Televizorul mai încet, vă rog. Da, la încet. Să rămâne, doamna Magda, și bună seara, domnule. Bună seara. Doamna Magda, sunt ca supapă dumneavoastră. Ieri v-am primit două mesaje și domnul Nedăr nu le-aș citit. Domnul Nedăr n-a fost la mine în emisiune. Domnul primar a primit atât de multe mesaje încât am și spus că nu le pot citi pe toate. Dar le-am transmis. Spuneți-i acum și domnului Nu este nicio problemă. Mi le transmiteți mie și le transmit eu. Denumiri la străzile astea, cine le-a făcut? Păi, hotărârea s-a luat într-o comisie la propunerea domnului primar. Ce denumiri vă deranjează cel mai tare? Noi suntem în Dorobanți de 30 de ani și a fost sărbării aici, a fost aia. Biserica Sfântul Neculae este monument istoric și de Dorobanți 1. Și ne-am trezit pe stradă, că îi zice strada Baladei. De unde până unde nu? Să-i zică strada Sfântul Neculae. De când se numește strada Baladei? De mult? Acum de 3 săptămâni a venit și ne-a pus pe blocuri. Și nu aveți nicio legătură cu Balada. Da. Păi e o propunere interesantă să fie strada Sfântul Nicolae, spuneți. Strada Sfântul Nicolae, biserica Sfântul Nicolae, monument istoric. Mi s-a adus la cunoștință de părintele paroh al acestei biserici. Îndreptățit, doleanțele a fost a tuturor celor care locuiesc pe această stradă și au fost surprinși, dar vreau să vă spun că acest proiect de hotărâre a fost în dezbatere publică și tot timpul am făcut apel și fac apel la cetățenii din municipiul Buzău să fie foarte atenți la aceste dezbateri publice, pentru că dacă nu ținem cont și nu venim cu propuneri și nu spunem, cei vorbesc aici, consilierii locali, domnul primar, spun că ca și cum părerea aceasta și neimplicarea cetățenilor este ca și cum ați fi de acord.
Eu am semnalat acest lucru, a venit, v-am spus, un reprezentant al bisericii, Sfântul Nicolae, mi-a adus la cunoștință că este și monument istoric de, și e o biserică de 300 de ani, este una dintre primele biserici din orașul nostru și cred că era îndreptățit să se numească această stradă Sfântul Nicolae, pentru că toți din zona aceea știu de Sfântul Nicolae, de Biserica Sfântul Nicolae. Dacă mai sunteți la telefon? Nu mai este telespectatorul, dar sper că a fost singura întrebare. Dacă mai are altele, le așteptăm sau cu mesaje. Atunci când vine domnul primar în emisiune sau când vin alți domni care au multe de răspuns, mesajele sunt și ele numeroase și timpul nu ne ajută foarte mult, așa că rămân mesaje necitite, dar neintenționat. Ne oprim pentru publicitate. Revenim în câteva minute.